Controle în urma scandalului cu carnea de cal. La nivelul județului Hunedoara s-au efectuat mai multe verificări în carmangerii și magazinele alimentare pentru identificarea unor posibile comercializări ale cărnii de cal în locul celei de vită. Responsabilii sanitari veterinari spun că nu s-au identificat astfel de nereguli. Am avut o notă de serviciu dată de Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, prin care a trebuit să controlăm toate unitățile care depozitează, care procesează și comercializează carne și în acest sens am verificat toate măcelăriile, toate carmangeriile și magazinele alimentare care comercializează carne și produse din carne. Am recoltat probe de produse, de carne, probe de preparate pentru examen fizico-chimic și bacteriologic și de asemenea am verificat condițiile de igienă și respectarea normelor HACCP, respectiv procedura de igienizare și curățenie prin probe de sanitație. Am recoltat în acest sens peste 1200 probe de sanitație și aproape 100 de probe de carne, produse de carne, brânzeturi. Urmarea controalelor pe care le-am verificat, am constatat anumite neconformități în ceea ce privește etichetarea și condițiile de igienă, fapt pentru care am aplicat un număr de 6 contravenții la măcelării și carmangerii, între 600 și 800 de lei. În urma verificărilor efectuate de reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare au fost identificate nereguli în ceea ce privește etichetarea produselor, adică acestea aveau probleme la ceea ce înseamnă termenul de valabilitate a produselor. Etichetarea greșită nu are lotul și data expirării produsului respectiv. Nu s-au identificat înlocuiri de specie, respectiv vită înlocuită cu cal sau miel, oaie, cu câine, pisică. Nu s-au identificat asemenea neconformități. În Valea Jiului nu s-au comercializat produse din carne de cal. Carnea de cal nu este nocivă pentru consumul uman. Mai mult decât atât, medicii recomandă ca aceasta să fie consumată datorită calităților nutritive pe care le are. Carnea de cal nu este nocivă, numai datorită faptului că tradiția românească interzice sau face în așa fel încât oamenii să nu consume carne de cal, deși are o valoare nutritivă crescută, mai mare decât carnea de vită, decât carnea de oaie, prin conținutul de mioglobină și fier și de asemenea de omega-3. La nivelul județului Hunedoara, un singur abator este autorizat pentru a sacrifica caii. Acesta funcționează în satul Nojac, comuna Certejul de Sus și este acreditat pentru comerț intracomunitar încă din anul 2008. În ultimele zile au apărut și informații potrivit cărora carne de măgar ar fi fost comercializată în județul Hunedoara în locul celei de vită. Prima bursă din acest an a adunat sute de șomeri la Petroșani, iar cei mai mulți au fost necalificați. Asta o recunosc și ei după ce și-au depus CV-urile, dar și angajatorii. Vor un loc de muncă, dar din păcate calificări nu au. Pentru ceea ce se cere la... Văd multe CV-uri aici. Da, marea majoritate sunt pentru muncitori necalificați, din păcate. Nu ceea ce aveam noi nevoie. Ce anume căutați dumneavoastră? Drujbist, ifronist, tafist, pentru că este un gater și au nevoie de personal calificat. Șomerii vor să lucreze, însă le lipsește calificarea, fie experiența, și atunci vin la burse doar cu speranțe. Am găsit aici la domnișoara, la gater, am găsit ceva și acum să vedem, am lăsat un CD și să vedem ce rezultat voi avea. Aș vrea să lucrez pe automacara. Ați găsit? Pe camion, păi este de lucru aici, dar nu am experiența necesară pentru așa ceva. Ați găsit ceva de lucru? Da, am găsit. Ce ați căutat? Spălător, auto. Și ați găsit? Nu, am lucrat în domeniul, eu am găsit, știu să lucru. Responsabilii de la agenția locală din Petroșani recunosc că au venit foarte mulți șomeri, dar spun că unii caută doar joburi în construcții și că vor mai avea mult de așteptat. Până atunci, doar câțiva au avut șanse la prima bursă.
La această bursă am avut 38 de locuri de muncă vacante și 5 agenți participanți. Suntem foarte mulțumiți că am avut un număr foarte mare de șomeri care și-au căutat loc de muncă. Din păcate, nu au fost mulțumiți de paleta locurilor de muncă cu care noi ne-am afișat, având în vedere că mulți solicitau locuri de muncă în construcții și până în momentul de față constructorii încă nu au prezentat aceste oferte. Cu ce au venit angajatorii de astăzi? În ce domenii? Deci am avut locuri de muncă la o exploatare forestieră, la o societate care lucrează pe instalații electrice, la un service auto, am avut spălător, și în comerț. Prima bursă din 2013 s-a desfășurat în întreg județul Hunedoara, iar cei de aici spun că lunar vor face astfel de întâlniri cu cei aflați în căutarea unui loc de muncă, dar și cu cei care caută să facă angajări. Au rămas puțini, iar unele unități medicale trebuie să facă în continuare concedieri. Asta este situația în Valea Jiului, unde managerii de spitale sunt nevoiți să se descurce cum pot. Asta în condițiile în care banii sunt mai puțini, pacienții ajung cu sutele la spitale, iar asistentele, infirmierele și îngrijitoarele muncesc pe rupte. În cadrul unei secții, infirmierele sunt normate la număr de paturi. Și normare este undeva la o infirmieră cam la 12-15 paturi, depinde de secție. Pe secțiile cum sunt ATI-ul, de exemplu, numărul de infirmiere este mai mare, deci norma de lucru este mai mică, având mult mai mult de lucru cu un pacient. La fel, chirurgia plastică. Iar alte secții, cum este recuperarea, de exemplu, numărul de paturi de care răspunde infirmiera este mai mare. Deci, automat, norma este mai mare. La spitalul din Petroșan sunt 627 de paturi, care mai mereu sunt ocupate, dar de conturile de la Casa de Asigurări se fac pentru doar 490 de pacienți. Sunt 400 de asistente, 110 infirmiere și 90 de îngrijitoare și medicii recunosc că li se cere mai mult decât e normal. Lucrurile nu se pun la dacă se descurcă sau nu, este numărul de pacienți de care acea secție trebuie să se îngrijească. Și atunci personalul medical, mediu și auxiliar își încearcă să-și desfășoare activitatea în așa fel încât să acopere tot ce este de făcut. Managerul Alin Vasilescu, cel care conduce unitatea medicală cea mai mare din Valea Jiului, spune că încearcă astfel să se încadreze normativele la nivel național, dar recunoaște că mai are nevoie de oameni. Există un minus, dacă vreți, de undeva la 30 de infirmiere și cam 15-20 de îngrijitoare. La asistente deficitul este mult mai mic, undeva la sub 10% din ele, undeva la 30 de persoane. Dacă discutăm de deficitul de medici, aici ne lipsesc undeva față de normative, undeva la cam la 20-25 de medici. Asta ținând cont și de numărul de rezidenți pe care îi avem în pregătire și care, măcar teoretic, ar trebui la un moment dat să ajungă să lucreze în Valea Jiului, respectiv la Spitalul Petroșani. În aceste zile în Valea Jiului se face o analiză la sânge a organigramelor. Asta după ce la Vulcan, spre exemplu, trebuie concediați cam 20 dintre angajați pentru a fi reduse cheltuielile, așa încât unitatea medicală să poată să supraviețuiască. Prezent la Petroșani, Ilie Toma, directorul executiv al Casei Județene de Pensii Hunedoara, a precizat că de-a lungul anului trecut au fost depuse câteva zeci de reclamații legate de pensiile de invaliditate. Pe de altă parte, în acest an au fost înregistrate alte patru astfel de sesizări, câte două în lunile ianuarie, respectiv februarie. Potrivit noului șef al Casei de Pensii Hunedorene, în 2012 au fost trimise pentru reevaluare la Institutul Național de Expertiză Medicală din București circa 1100 de dosare. În același timp, 182 de pensionari hunedoreni pe caz de boală au depus contestații la Comisia Regională de Expertiză Medicală din Timișoara. În prezent, în județul Hunedoara, dintre cei 147.000 de pensionari, peste 17.000 primesc pensii de invaliditate. Problemele financiare ale spitalelor din țară sunt acute. În tot acest timp, la Petrila se încearcă o tactică de înființare a unei secții de boli cronice ca aripă exterioară a Spitalului de Urgență din Petroșani. Managerul Spitalului de Urgență din Petroșani, medicul Alin Vasilescu, susține că înființarea unei secții de boli cronice la Petrila ca aripă exterioară nu poate crea probleme financiare. Asta în condițiile în care pentru paturile ce vor funcționa acolo se va asigura și finanțarea necesară. Problema aceasta deschiderii Spitalului Petrila, în primul și în primul rând de minister.
Deci ei trebuie să dea ok-ul pentru deschiderea unui furnizor de servicii medicale pe teritoriul orașului Petrila. Caracterul acestui furnizor, dacă este cronic, deci pentru boli cronice sau acuți, este tot sarcina Ministerului de a stabili, după cum tot sarcina lor este să stabilească dacă va fi o entitate separată sau în cadrul Spitalului de Urgențe Petroșani ca secție exterioară. În momentul în care, să zicem, ar apare această secție exterioară a Spitalului de Urgență Petroșani și vine cu un număr de paturi suplimentar față de numărul de paturi actual al spitalului, automat vine cu venituri. Venind cu venituri, îți poți permite să îl susții. Și, în general, activitatea pe o secție de boli cronice este bugetată ceva mai bine decât la cei de pe secțiile de acuți, în sensul că se plătește ziua de spitalizare, nu întreaga externare, deci întreaga perioadă de internare. La reînființarea unității medicale de la Petrila s-a renunțat datorită lipsei medicilor. După analiza efectuată de Comisia Ministerială la fosta unitate medicală din localitate, rămâne ca Ministerul Sănătății să stabilească care vor fi procedurile legate de această unitate.